În această lecție vom defini și aplica două sisteme de proiecție. Primul se numește triedru de proiecție și reprezintă un sistem de trei plane imaginare pe care proiectăm câte trei imagini ale unui corp. În documentul PDF din lecția 5 aveți acest desen al triedrului de proiecție. Pe acest corp albastru lucrăm. La el ne uităm din stânga și ceea ce vedem proiecția o așezăm în dreapta pe planul lateral L, ceea ce vedem privind din față, adică tocmai acest contur, proiectăm pe planul vertical V în spate și, în sfârșit, ceea ce vedem privind de sus, așezăm proiectăm pe planul orizontal H. Aceste trei proiecții așezate pe cele trei plane reprezintă imaginile 2D ale corpului albastru 3D. În lecția 3, aplicația Triedru aplicații AVI ne arată cum se desfac, cum se rabat cele trei plane ale triedrului de proiecție.